Salutare și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe jocul PropNight. Pentru cine cunoaște, e 10 euro pe Steam de câte am văzut. Chiar ieri l-am cumpărat. Nu sunt chiar pro player, dar acum am zis că hai să încercăm și altceva. O să iau beatul ăsta pentru că îmi place destul de mult. Nu știu movement-ul, dar na. Hai că mă dau și eu de pe mut, că sunt cu băiatul ăsta. Nu uitați butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Hai că v-am pupat, atât a fost tot episodul. Bă, glumesc. Adică, da. Doamne, iartă-mă. Bă, știu că n-am mai postat episoade. N-am mai avut chef nici să filmez, nici Fiverr, nici nimic, așa că mi-am cumpărat jocul ăsta. Și hai să dăm la repel. E ca și, cred că dialectul, dacă mă gândesc bine, dacă mă gândesc bine, era să tot o fac acum. Nu, atâta se poate vorbi pe o fundal de mă face efectiv să râdea, uite pe killer. Adică l-au pe ăla, bă. Săracii. Dic, vine după mine. Nu după mine, mă, după celălalt. Da, ce pică, n-au nimic! Futu, do, iii, dar ce face asta aici? Nu pot să... Băi, dar ce cu ăsta, frate? Am înțeles, e de la tryharder. Deci, poți niște player efectiv guys care pe super tryharder, adică... Hai să ne uităm la ce face ceilalți. Ok. Ia eu scăpada. Ia le păs Leslie. Bă, vă încurajez, dacă aveți 10 euro și nu știu ce să vă jucați pe Steam, vă puteți cumpăra PropNet-ul. Cum am mai schimbat un pic și noi jocurile, o să-mi instalez și Easy, cum îl cheamă, cu jocul ăla. Nu mai știu cum se numește jocul, dar în fine, Starfield. Da, nu, no, problema că, știi, Starfield. Bă, dar nu știu unde să mă așez. Parcă văd că începe acum un event de la mai... Da, trebuie să îl verificăm. Stăm un pic, a făcut aici. Poate o să ne jure playerii, dar în fine. Ia, fantoma. Mamă, cum... Bă, one hit-ul de la asta, adică... Poți să-i dai stun la... Era zic la jefuitorul ăsta. Prea mult 5M, guys. Hai să mergem să vedem dacă pot să-l iau. Era să mi se blocheze, da? Bine. Cum s-a eliberat ăla de unul singur, mă? Ah, cred că cu ceva... Mi-a zis prin... Mi-a zis prin cască, mi s-a zis prin căscuță că are o abilitate, ia că m-am băgat destul de bine. Mamă cum arată, nu, mamă ce bine m-am ascuns acum, dacă se uită playerii pe mine, cred că mă jură de rea, ne-am treabă. Mi se zice prin căscuță că, ia le pe ăla, e îmbrăcat. Cine? Care ăla? Nu știu, frate, dar ăsta e destul de greu, adică... Super, super ciudat caracterul. Ar trebui să mă duc să mai fac ceva, dar... Da. Păi, nu, no, am zis eu că e prea, nu știu ce-i cu zombalul ăsta, da. No, nu e ca și cum n-aș fi putut să-l fac de mai încolo, că am dat de care... Uite, dragi. Mamă! Păi iată cum mor. Dacă mă mai prinde acum, azi gata. Ce-a
Iau familia la plimbare. Lol, cum l-au prins pe pralitiran, rat ăsta, rat. Nu sper. Dar nu știu ce face ăsta, băiatul ăsta. Îi dau un pic de report pentru ce timp. Poate nu mai jucăm cu el. Stai ce? Nu, dar nu prea-și vrea să mai joc cu el, adică... Am înțeles, am să transform într-o broască. Ai tot felul de abilități pe joc. Na, acum e jocul celălalt, numai... Am prins acum într-un episod, până am nu fost chiar așa de bun, dar tot am pierdut fiind nou. Nu prea movementul ăla, trebuie să mă joc mai mult de jocul ăsta. Și... Trebuie să învăț. Na, dar... Ce fără, am cele Leslie. Bă, da, direct l-o prins. Mamă. Ată, 5 minute, ca și atât a fost o videoclip, adică... A, nu știu, dar e super tryhard. E super tryhard, băiatul, și păi, un pic cam... Da, îs tot felul de player, adică n-aveți... Mă pun un pic pe mut. M-am pus un pic pe mut ca să fiu ei un pic mai atenți. Eu oricum mă duc, adică eu n-am nicio șansă, mai am vreo 6 secunde. Bă, dacă vreți să vă jucați, îmi dați invite pe ăsta și nu mai... Știi, nu mai aveți nicio treabă ca idee, adică mamă, am întâi s-au dus. Da, e probabil un cheater, băiatul. Eu fost cheater, ha? O fost cheater. Nu mă, tu ai rămas ultimul. Am înțeles. Hai că mă pun pe mut. Trebuie să audă când vin ăștia. Și... Na, mai bine așa, dar oricum efectiv, e mai ciudată schema cum se joacă băiatul. Fiind eu nou, mi se pare super, adică, na. E posibil să vin acolo imediat. Am înțeles. Nu știu, na, e un pic cam ciudat meciul. Dar, clar că nu vă enervați și jucați la Caterinca, încercați să jucați așa. Am crezut că era episodul și gata, adică pe efectiv am vrut să zic că mai băgăm o linie și mai băgăm o linie și ne jucăm din nou, adică n-ai nicio cu ăsta. Bă, nu știu pe ce server de fapt să ne băgăm azi, trebuie bă, adică chiar... Chiar nu știu. Am zis că nu. Aș încerca servere, dar multe sunt noi, altele abia de o player, altele sunt prea troll. Dar nu știu, da. Stai că mă scris un coleg de la muncă și acum ar trebui să-i răspund și apena. Bun. Cam ăsta e jocul, guys. Nu mai țin episodul, că nu știu dacă se va... Nu știu dacă o să fie win sau nu. Hai să mai ținem la până la final. Să vedem. Prin alea cum le deschizi cu coinurile alea... În formă de lună. Eu te văd, da, te patinez. Dar... Asta e.
Ce vreau să fac dacă a fost prea try hard ăsta? Try hard, cheater, nu știu. Da, mă, dar are niște skill-uri pe care te las un pic cam. Știi? Vezi că o să audă. La tine vine. Mamă, ce bine te-ai scos aici. Dar nu poate să strece mașinăria între timp ce voi ați reparat, un exemplu. Ah, ok. A, bine. Bine, exact ca cea, numai că atunci când s-apropia killerul, s-auzea un sunet tare ciudat în căști, de scary, efectiv. Și cum uite skilleri. Picciora. Nu te poți urca acolo sus. Cum ești lampa aia. Da, pe lemnele alea. De la... Acolo nu te mai prinde. Da, observ și eu că prin asta nu prea te văd deloc. Da, acum s-ar aștepta să fie aici, adică... Ia, îl vezi în față. A, dacă ai rămas singur, ai posibilitatea de a avea treaba să-ți faci mașinăriile. Păi normal dacă vine cioara aia, dacă se aude cioara, e posibil deja să fie el acolo, știi? Îți niște semne care îți dă, gen, când chiar e lângă tine. Bă, eu nu-l văd deloc. M-a speriat când am dat cu ăla. Doamne. Da, și e disperat ăsta să te omoare. Cam asta cred că o fost episodul. Da, înseamnă că se roacă de foarte mult timp. Bine, oricum e toxic, adică chinez toxic.
Păi, e toxic cum să le lasă așa în jos, gen, când omor un player, știi, ultimul sau ăsta, apoi ori se pune în jos, ori face un emote, ori ceva, că, na. Na, asta e, guys, hai că eu v-am pupat, ne auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul cu Prop Night. Bă, dacă vă place, ne mai jucăm, nu e nicio problemă, facem mai multe episoade. Și trebuie să învăț neapărat să joc jocul ăsta, dar nu-i, după o serie mai lungă, pot să o cunoaștem. Dacă v-am pupat, o zi frumoasă aveți în continuare și un weekend plăcut. Pa, pa!